Arthur Conan Doyle, Testamentul lui Sherlock Holmes. Citește Carmen Dumitriu. 1. Aventura de la Wisteria Lodge. Ciudata întâmplare a domnului John Scott Eccles. Scrie în jurnalul meu că spre sfârșitul lui martie 1892 era o zi friguroasă și bătută de vânt. Holmes primise o telegramă în timp ce stăteam la masă și scrisese în gravă răspunsul. Nu scosese niciun cuvânt, dar se vedea că îl muncea ceva. Se oprise în fața căminului, adâncit în gânduri, trăgea din pipă și arunca din când în când o privire asupra de peșei. Deodată se întoarse spre mine, clipind răutăcios. Watson, tu care ești om învățat? Spune-mi, te rog, definiția cuvântului grotesc. Ciudat, izbitor, i-am sugerat eu. La auzul explicației mele, Holmes scutură din cap. Nu-i de ajuns, spuse el. Cuvântul mai implică și sensul de tragic, cumplit. Dacă te gândești la istoriile acelea cu care i-ai împuiat capul cititorului tău atât de răbdător, ai să recunoști cât de des se amestecă grotescul cu crima. Ia adu-ți aminte de cazul acela banal al oamenilor cu capul roșu. La început părea grotesc, pentru că apoi să termine cu o tentativă de spargere disperată. Sau, să zicem, afacerea atât de grotescă a celor 5 sâmburi de portocală, care a dus de-a dreptul la un complot criminal. Cuvântul acesta îmi dă de gândit. Cazul aici? L-am întrebat eu. Holmes citi telegrama cu glas tare. Mi s-a întâmplat ceva cât se poate de necrezut și de grotesc. Pot să vă cer sfatul? Scott Eccles, oficiul poștal Charing Cross. Bărbat sau femeie? Am întrebat. Bărbat, fără doar și poate. O femeie n-ar fi trimis o telegramă cu răspuns plătit. Ar fi venit singură. Ai de gând să-l primești? Dragă Watson, știi doar cum mă plictisesc de când l-am băgat la pușcărie pe colonelul Carruthers. Creierul meu e ca o mașină de soi, care se sfarmă în bucăți dacă nu e folosită la treaba pentru care a fost concepută. Viața e banală, ziarele sterpe. Se pare că în lumea crimelor, curajul și romantismul au pierit pe vecie. Și atunci, ce să mă mai întrebi dacă sunt gata să mă apuc de o altă afacere, oricât de neînsemnată ar fi ea? Ei, dacă nu greșesc, a venit și clientul nostru. Un pas măsurat se auzi pe trepte și o clipă mai târziu, un domn respectabil și plin de morgă, trupeș, înalt și cu favorii scărunți, fu poftit înăuntru. Povestea vieții îi se citea pe chipul lui grav și manierele-i căutate. Era din cap până în picioare, de la ghetre până la ochelarii lui cu ramă de aur, conservator, bigot, bun cetățean, tradiționalist și formalist până în vârful unghiilor. Ceva însă, o întâmplare nemaipomenită, îi tulburase calmul lui născut. Părul i se făcuse măciucă, obrajii erau îmbujorați, aprinși și se vedea că-i tulburat. Intră de-a dreptul miezul problemei. Am trecut printr-o împrejurare ciudată și neplăcută, domnule Holmes, spuse el. De când sunt, n-am fost pus într-o asemenea situație. Nici nu vă închipuiți cât de supărător este, dar trebuie să vă dau unele explicații. Simțeam că plesnește de furie și pufnea de mânios ce era. Îmi vă rog să luați loc, domnule Scott Eccles, spuse Holmes cu blândețe. Îmi dați voie mai întâi să vă întreb ce vă aduce la mine? Ei bine, domnule, chestiunea nu pare să fie de competența poliției, ci totuși, după ce veți auzi faptele, veți fi de acord că nu putem lăsa lucrurile așa. Detectivii particulari nu mi-au fost niciodată simpatici. Cum însă am auzit de dumneavoastră? Chiar așa. Dar de ce n-ați venit imediat? Nu înțeleg. Holmes aruncă o privire la ceas. E 2:15, spuse el. Telegrama ați expediat-o pe la 1. Cu toate acestea, ajunge să vadă cineva cum sunteți îmbrăcat, ca să-și dea seama că supărările dumneavoastră au început din clipa în care v-ați trezit. Clientul nostru își netezi părul nepieptănat și-și trecu palma peste barba nerasă. Aveți dreptate, domnule Holmes. Am uitat și de toaletă. Eram fericit că pot să ies dintr-o asemenea casă. Dar până să vin la dumneavoastră, am mai umblat să aflu câte ceva. M-am dus la agenția de închirieri, unde mi s-a spus că domnul Guardian își achitase chiria și că la Wisteria Lodge totul e în ordine. Ei, hai, hai, spuse Holmes râzând, parcă ați fi amicul meu, doctorul Watson. Și el are prostul obicei să înceapă cu sfârșitul. Vă rog să vă adunați gândurile și să-mi istorisiți la rând și, fără să omiteți nimic, ce anume v-a făcut să porniți după sfat și ajutor, așa, neraș și nepieptănat, cu botinele și jiletca încheiate pe dos. Clientul nostru își lăsă privirile în pământ. Pe față îi se citea regretul că se prezentase în fața noastră într-o ținută atât de nepotrivită. Cred și eu că arăt în halul ăsta, domnule Holmes. După câte știu, nu mi s-a întâmplat așa ceva de când sunt. Dar după ce am să vă povestesc toată întâmplarea asta ciudată, cu siguranță că veți recunoaște și dumneavoastră că nu sunt de condamnat.
Da, nici nu apucă să spună povestea. Afară se auzi zarvă și doamna Hudson deschise ușa poftind înăuntru doi bărbați voinici cu un aer oficial. Unul era inspectorul Gregson de la Scotland Yard, pe care îl cunoșteam foarte bine. Un ofițer energic, curajos și destul de priceput. Dădu mâna cu Holmes și îl prezentă pe camaradul lui, inspectorul Eleveness, de la poliția din Surrey. Umblăm după același vâna, domnule Holmes, și urma ne-a adus în direcția asta. Își întoarse privirile pătrunzătoare spre musafirul nostru. Dumneavoastră sunteți domnul John Scott Eccles de la Popham House, Lee? Da, v-am urmărit toată dimineața. L-ați descoperit cu ajutorul telegramei, nu-i așa? Spuse prietenul meu. Exact, domnule Holmes. I-am luat urmă la oficiul poștal Charing Cross și am venit aici. Dar de ce mă urmăriți? Ce doriți? Avem nevoie de o declarație, domnule Scott Eccles, în legătură cu împrejurările în care a murit domnul Aloysius Guardian, de la Wisteria Lodge, în apropiere de Isher. Clientul nostru sări în picioare cu ochii holbați. Tipul lui încremenit se făcu galben ca ceara. A murit? A murit, ați spus? Da, domnule, a murit. Dar cum? A avut un accident? A fost ucis. Ucis de-a binelea. Dumnezeule sfinte! Îngrozitor! Doar nu vreți să spuneți... Doar nu vreți să spuneți că mă bănuiți. Am găsit o scrisoare în buzunarul mortului, din care reiese că aveați de gând să dormiți la el noaptea trecută. Așa am și făcut. Aha, va să zic că ați dormit acolo. Și îți scoase carnetul de însemnări. Stai puțin, stai puțin, Gregson, spuse Holmes. Nu vrei decât o simplă depoziție, nu-i așa? Și e de datoria mea să-i pun în vedere domnului Scott Eccles că ar putea fi folosită împotriva sa. Domnul Eccles se pregătea să ne spună ce s-a întâmplat în clipa în care ați intrat în cameră. Ce zici, Watson? Cred că un brandy cu sifon nu i-ar strica. Și acum, domnule, vă rog să treceți peste faptul că auditoriul dumneavoastră a crescut și să povestiți cele întâmplate, așa cum ați fi făcut-o dacă nu erați întrerupt. Vizitatorul nostru dădu brandy peste cap și fața îi prinse culoare din nou. După ce aruncă o privire neîncrezătoare spre carnetul inspectorului, își începu brusc neașteptata depoziție. Sunt burlac și, cum îmi place societatea, am un cerc larg de prieteni. Printre aceștia se numără și un fabricant de bere, Melville, retras din afaceri, care locuiește la Abermale Mansion, Kensington. Acum 2 săptămâni am fost la el la masă, unde am cunoscut un tânăr, Guardian. După câte am înțeles, era de origine spaniolă și avea unele legături cu ambasada. Vorbea perfect englezește, era manierat și de când sunt, n-am văzut bărbat mai frumos. Ne-am împrietenit. Se părea că i-am fost simpatic chiar din prima clipă. 2 zile după ce ne-am cunoscut, a venit să mă vadă la Lee. Și așa, dintr-un într-alta, în cele din urmă, m-a poftit să petrec la el câteva zile la Wisteria Lodge, între Isher și Oxshott. Ieri seară m-am dus la Isher ca să-i răspund la invitație. Cunoșteam casa din descrierea pe care mi-o făcuse. Locuia cu un servitor credincios, un concetățean de-al său care avea grijă de gospodărie. Vorbea și el englezește și se ocupa de casă. Mai avea și un bucătar. Excelent bucătar, spunea el. Mulatru pe care l-a cules și care era un maestru al artelor culinare. Mi-aduc aminte că la un moment dat a remarcat chiar el cât de ciudată era toată gospodăria asta în inima Surrey-ului. M-am declarat de acord, deși ulterior s-a dovedit cu mult mai ciudată decât mi-am închipuit eu. M-am dus la el. Stătea la vreo 2 mile spre sud de Isher. Avea o locuință mare, situată departe de josea, cu alee în semicerc, mărginite de tufișuri perene, înalte. Clădirea veche, dărăpânată, abia de se mai ținea în picioare. Când brișca atrase în fața ușile proase și mâncate de vreme, pe alea acoperită cu iarbă, m-am întrebat dacă aveam minte să vizitez un om pe care abia îl cunoscusem. Dar omul mi-a deschis ușa, chiar el în persoană, și m-a primit cum nu se poate mai bine. M-a dat în primire unei slugi, un lacheu tuciuriu și posomorât, care mi-a luat valiza și m-a condus în camera mea. Atmosfera din casă era de-a dreptul apăsătoare. Masa am luat-o între 4 ochi, dar, cu toate că făcea tot ce-i sta în puteri ca să mă distreze, gândurile păreau să-i zboare necontenit. Vorbea într-o doară și tot ce spunea era atât de încurcat încât abia de înțelegeam. Bătea într-una darabana cu degetele în masă și își rodea unghiile, dând semne de neliniște. Cina nu fusese nici bine gătită și nici servită ca lumea, iar prezența posomorâtului lacheu, care nu scotea o vorbă, nu era de natură să ne învioreze. Vă asigur că nu odată în seara aceea am simțit dorința să mă scuz într-un fel sau altul și să mă întorc la Lee. Îmi amintesc un lucru care s-ar putea să aibă legătură cu afacerea pe care o anchetează cei doi domni. În clipele acelea nu l-am luat în seamă. Spre sfârșitul mesei,
servitorul a înmânat gazdei un bilet. După ce l-a citit, Guardian mi s-a părut mai distrat și mai bizar ca înainte. Renunță la orice încercare de a lega o conversație. Acum ședea fumând țigară după țigară, pierdut în gânduri. Ce anume scria în bilet, nu mi-a pomenit. Pe la 11 m-am dus la culcare. Eram fericit. A trecut o vreme și Guardian și-a vârât capul pe ușă. În cameră era întuneric, să mă întrebe dacă am sunat. I-am spus că nu. Îmi ceru iertare că m-a tulburat la o rată de nepotrivită și îmi spuse că sunt ceasurile 1. Apoi m-am lăsat în voia somnului și am dormit buștean toată noaptea. Și acum ajung la partea cea mai uluitoare a povestirii mele. Când m-am trezit, era ziua în amiaza mare. M-am uitat la ceas, aproape 9. Insistasem să fiu sculat la 8, așa că eram foarte mirat de această neglijență. Am sărit din pat și am sunat după servitor. Nu mi-a răspuns nimeni. Am sunat încă o dată și încă o dată, dar nimic. Atunci mi-am spus că soneria trebuie să se fi stricat. Mi-am tras hainele cum am putut mai bine și m-am repezit pe scări în jos, foarte supărat, să cer puțină apă caldă. Vă închipuiți surprinderea mea când n-am găsit pe nimeni. Am strigat în hol, niciun răspuns. Atunci am luat o razna prin camere. Nimeni, nicăieri. Când Guardian mi-arătase în ajun dormitorului, am bătut la ușă. Nimic. Am apăsat pe clanță și am intrat. Încăperea era goală și patul neatins. Plecase împreună cu ceilalți. Străinul care îmi fusese gazdă, valetul străin, bucătarul străin, toți se făcuseră nevăzuți peste noapte. Așa s-a încheiat vizita mea la Wisteria Lodge. Sherlock Holmes își frecă mâinile și chicoti de bucurie că își îmbogățea colecția de aventuri ciudate cu această bizară întâmplare. După cât îmi dau seama, ați trecut prin clipe unice, spuse el. Pot să vă întreb, domnule, ce ați făcut după aceea? Spumegam. Primul meu gând a fost că eram victima unei farse de prost gust. Mi-am făcut bagajul, am trântit ușa holului și am apucat-o spre Isher cu valiza în mână. M-am dus la Allen Brothers, cea mai mare agenție de locațiuni din regiune, unde am aflat că vila fusese închiriată chiar de acolo. Mi-am spus că nu pentru a râde de mine fugise gazda, ci ca să nu plătească chiria. Era spre sfârșitul lui martie, așa că scadența bătea la ușă. Dar presupunerea mea nu era justificată. Agentul îmi mulțumi că îl prevenisem, dar îmi spuse că chiria fusese plătită dinainte. Atunci m-am dus la ambasada Spaniei. Acolo nu-l cunoștea nimeni. M-am dus la Melville, în casa căruia l-am întâlnit prima oară pe Guardian, și am aflat că știa mai puține despre el chiar decât mine. În cele din urmă, când am primit răspunsul la telegrama pe care v-am trimis-o, am venit la dumneavoastră, pentru că știam că mă veți scoate din încurcătură. Acum însă, domnule inspector, din câte am înțeles, când ați intrat, dumneavoastră vă ocupați de afacerea asta și mi se pare că s-a întâmplat o nenorocire. Vă asigur că tot ce v-am spus e adevărat și că n-am idee ce soartă a împărtășit omul acesta. Singura mea dorință este să sprijin justiția din toate puterile. Sunt convins de asta, domnule Scott Eccles, sunt convins, spuse inspectorul Gregson, prietenos. Trebuie să vă spun că declarația dumneavoastră corespunde în întregime faptelor care n-au fost aduse la cunoștință. De pildă, biletul pe care l-a primit în timpul mesei. Nu cumva știți ce a făcut cu el? Da, știu. Guardian l-a făcut sul și l-a aruncat în foc. Ce ai de spus, domnule Baines? Detectivul regional era un bărbat trupeș, durduliu și roșcovan și dacă nu părea chiar din topor, aceasta se datora doar ochilor lui nemaipomenit de sălucitori care se pierdeau în cutele adânci ale obrazului și frunții. Cu un surâs, trase un petic de hârtie îndoit și îngălbenit din buzunar. Căminul avea grătar, domnule Holmes, și biletul a fost aruncat mai în fund. L-am scos de acolo neatins. Holmes zâmbi aprobator. Trebuie să fi percheziționat casa în lege ca să dai peste un petic de hârtie. Da, domnule Holmes, așa lucrez eu. Să-l citesc, domnule Gregson? Detectivul londonez îi făcu semn din cap că da. Biletul e scris pe hârtie verge obișnuită, fără filigran. Foaia a fost tăiată în patru cu o forfecuță din câte două tăieturi. Apoi a fost împăturită în trei și sigilată cu ceară roșie, pe care ar fi vicurat-o în grabă, apăsând-o cu un obiect neted și oval. A fost adresată domnului Guardian, Wisteria Lodge. Textul sună după cum urmează. Culorile noastre, verde și alb. Verdele deschis, alb închis. Scara principală, primul culoar, a șapte pe dreapta. Serge, verde. Doamne ajută, de. E o mână de femeie, care s-a folosit de o peniță ascuțită. Adresa a fost însă scrisă cu altă peniță sau de altă mână. După cum vedeți, e un scris mai gros și mai viguros. Biletul acesta merită toată atenția, spuse Holmes privindu-l. Trebuie să te felicit, domnule Baines, pentru grija cu care l-ai studiat. Totuși, am mai putea adăuga câteva amănunte de mică însemnătate.
Sigiliul acesta oval nu e, cu siguranță, decât un buton de manșetă. Nu văd ce altceva ar putea avea forma asta. Foarfeca de care s-a folosit e foarfecă de unghii cu lama curbată. Deși cele două tăieturi sunt atât de scurte, se vede bine la amândouă aceeași curbă ușoară. Detectivul regional chicotii. Eu ziceam că am stors tot ce se putea și când colo, tot a mai rămas o picătură. Trebuie să recunosc că nu știu nimic despre bilet, afară doar de faptul că ceva se ascunde în spatele lui. Și, ca de obicei, o femeie la mijloc. Cât ținuse discuția, domnul Scott Eccles stătuse ca pe ace. Îmi pare bine că ați găsit biletul, pentru că văd că vă confirmă spusele mele, făcu el. Dar aș vrea să vă amintesc că tot nu m-am aflat ce i s-a întâmplat domnului Guardian și servitorului lui. În ceea ce îl privește pe Guardian, spuse Gregson, e ușor să vă răspund. A fost găsit mort azi dimineață pe Oxshott Common, la aproape o milă de locuința lui. Capul îi fusese făcut fărâme. L-au izbit în creștet cu un sac de nisip sau cu vreo unaltă care nu l-a rănit, ci pur și simplu i-a sfărmat capul. Locul unde a fost găsit e departe de orice așezare omenească. Până la o depărtare de un sfert de milă în jur, nu e nici o singură casă. A fost doborât pe la spate. Agresorul a continuat să-l lovească și după ce a murit. Atacul a fost dat cu furie de necrezut. N-am găsit nici urme de pași și nici alte indicii cu privire la criminal. L-au jefuit? Nu, nici urmă de jaf. Cruntă întâmplare. Tare cruntă și dureroasă, se tângui domnul Scott Eccles. În ceea ce mă privește, e cât se poate de neplăcută. N-am niciun amestec în plimbarea asta nocturnă a gazdei mele și în sfârșitul lui atât de tragic. Cum de am fost amestecat în afacerea asta? Foarte simplu, domnule, răspunse inspectorul Baines. Singurul indiciu pe care l-am găsit în buzunarul mortului e o scrisoare de la dumneavoastră, din care reiese că aveați de gând să rămâneți la Wisteria Lodge chiar în noaptea morții lui Guardian. Cu ajutorul plicului am stabilit numele și adresa mortului. Când am ajuns la el acasă, era 9 trecute, dar nu v-am găsit nici pe dumneavoastră și nici pe altcineva. I-am telegrafia lui Gregson să vă ia urma la Londra, până ce voi termina de percheziționat Wisteria Lodge. Pe urmă am venit în oraș, m-am întâlnit cu domnul Gregson și iată-ne. Cred, făcu Gregson ridicându-se, cred că e cazul să dresăm actele. Vă rog să ne urmați la secție, domnule Scott Eccles, și să ne dați o declarație scrisă. Sigur că da, vin imediat, dar la serviciile dumneavoastră nu renunț, domnule Holmes. Vă rog să nu precupeți nici banii și nici eforturi ca să descoperiți adevărul. Prietenul meu se întoarse spre inspectorul regional. Sper că nu aveți nimic împotrivă să colaborăm, domnule Baines. E o mare cinste pentru mine, domnule Holmes. Ați lucrat foarte iute și cu multă pricepere. Așa că aș dori să vă întreb dacă există vreun indiciu cu privire la ora exactă a decesului. Victima era acolo de la 1. Cam la aceeași oră a plouat și cu siguranță că omul murise înainte. Dar e cu neputință, domnule Baines, strigă clientul nostru. Glasul lui nu poate fi confundat. Aș putea să jur că el era omul care a intrat la mine în dormitor la 1 și mi-a vorbit. Extraordinar, dar în niciun caz imposibil, zâmbi Holmes. Aveți vreo idee? Întrebă Gregson. La prima vedere, cazul nu pare prea complicat, deși prezintă unele aspecte inedite și interesante. Cu toate acestea, ar trebui să cunosc mai bine faptele înainte să mă încumet, să-mi exprim o părere definitivă. Dar, fiindcă veni vorba, când ați cercetat casa, domnule Baines, ați mai găsit și altceva care să merite atenția în afara bilețelului acesta? Detectivul aruncă o privire ciudată prietenului meu. Mai sunt vreo 2-3 lucruri care merită atenție. Poate că după ce vom termina treaba la secție, veți binevoi să mă însoțiți acolo și să-mi spuneți ce părere aveți în privința lor. La dispoziția dumneavoastră, făcu Holmes sunând. Condui pe domnii, doamna Hudson, și trimite, te rog, băiatul cu telegrama asta. Se plătească și 5 șilingi răspunsul. După ce vizitatorii noștri plecară, am rămas o vreme fără să scoatem o vorbă. Holmes fuma ca un șarpe, cu sprâncenele încruntate peste ochii pătrunzători și cu capul repezit înainte, ca în clipele lui de mare concentrare. Ei, Watson, spuse el întorcându-se zbrux pe mine, ce părere ai? Nu știu ce rost a avut să-l înșele pe Scott Eccles. Dar crima? Când mă gândesc la dispariția personalului, îmi vine să cred că și ei erau amestecați și că de aceea au fugit de justiție. Și ăsta e un punct de vedere. Dar dacă e să te iei după aparențe, trebuie să recunoști că e foarte ciudat ca cei doi servitori să urzească un complot împotriva lui și să-l atace tocmai în noaptea în care se afla un musafir în casă. Îl aveau doar la dispoziție singur în orice altă noapte. Atunci, de ce au fugit? Asta e problema. De ce au fugit? Iată deci un fapt de care va trebui să ținem seama. Alt fapt, tot atât de important,
E extraordinară întâmplare prin care a trecut clientul nostru, domnul Scott Eccles. Ei, Watson, ce zici? Crezi că e imposibil să se găsească o explicație acestor două fapte atât de însemnate? Dacă există vreuna care să se potrivească cu biletul acela misterios, cu tot cuprinsul lui ciudat, ei bine, atunci am putea accepta deocamdată ca ipoteză. Dacă noile fapte pe care le vom culege se vor potrivi și ele, atunci ipoteza noastră va deveni treptat concluzie. Da, care e ipoteza? Holmes se lăsă pe spate în fotoliu cu ploapele întredeschise. Trebuie să admiți, dragă Watson, că ideea unei farse e exclusă. Se pregăteau evenimente grave, așa cum ne-au arătat-o mai târziu faptele, și atragerea lui Scott Eccles la Wisteria Lodge trebuie pusă în legătură cu ele. Dar ce legătură să fi fost? Hai să cercetăm lucrurile din aproape în aproape. La prima vedere, e ceva nefiresc în ciudata și neașteptata prietenie dintre tânărul spaniol și Scott Eccles. Avansurile le-a făcut primul. S-a dus în vizită la omul nostru, care locuiește la celălalt capăt al Londrei, chiar a doua zi după ce s-au cunoscut, și a păstrat legătura cu el până l-a invitat la Isher. Ce plănuia el cu Eccles? La ce-i putea folosi? Farmec nu are. Nici cine știe ce inteligent nu e. Doar nu-i tocmai el omul care să se potrivească cu un latin iute ca argintul viu. Atunci, de ce tocmai pe el l-a ales Guardian dintre toți, ca mai nimerit pentru scopurile lui? Are vreo însușire aparte? Da, e tipul englezului respectabil și omul cel mai indicat ca martor în fața altui englez. Ai văzut și tu că niciunul dintre cei doi inspectori n-a visat măcar să-i pună declarația la îndoială, așa neobișnuită cum era. Dar ce aveau să afle de la el? După întorsătura pe care au luat-o lucrurile, nimic. Dar totul, dacă ar fi procedat altfel. Așa văd eu situația. Aha, putea să-și facă un alibi. Exact, dragul meu Watson, putea să-și facă un alibi. Să presupunem că personalul de la Wisteria Lodge plănuise ceva. Tentativa, oricare ar fi fost ea, trebuia să aibă loc, să zicem, înainte de 1. S-ar putea ca, potrivind anume ceasurile, să-l fi silit pe Scott Eccles să se ducă la culcare mai devreme decât își închipuia el. În orice caz, se poate să nu fi fost mai mult de 12 atunci când Guardian a încercat să-l facă să creadă că e 1. Dacă Guardian izbutea să-și ducă planurile la îndeplinire și să fie înapoi la ora menționată, avea un răspuns valabil pentru orice acuzație. Ireproșabilul britanic îi stătea la dispoziție. Gata să jure în fața oricărei instanțe că acuzatul a rămas tot timpul acasă. Era o supapă de siguranță pentru cazul când lucrurile ar fi luat o întorsătură neplăcută. Da, înțeleg. Dar ce-i cu dispariția celorlalți? N-am încă toate elementele la îndemână, dar cred că piedicile pot fi învinse. Cu toate acestea, ar fi o greșeală să începem o discuție cu datele pe care le avem. Fără să vrei, te pomenești deodată că le ajustezi ca să se potrivească teoriilor. Și biletul? Cum suna? Culorile noastre, verde și alb. Parcă ar fi la curse. Verde deschis, alb închis. Fără îndoială că e o parabolă. Scara principală, primul culoar, a șaptea pe dreapta, serj verde. E vorba de o întâlnire. S-ar putea ca în spatele întregii afaceri să se ascundă un sos gelos. Fără îndoială, chemarea aceasta implica o primejdie. Altfel, n-ar fi spus ea, Doamne ajută. De ar putea fi un indiciu pentru noi. Omul era spaniol. Să zicem că de înseamnă Dolores. Doar e un nume feminin comun în Spania. Bine, Watson, foarte bine. Numai că nu merge. În spaniol i-ar fi scris unui compatriot în limba lor. Expeditorul biletului e cu siguranță englez. E, și acum, până vine să ne ia inspectorul acela grozav, să ne mai odihnim puțin creierul deocamdată, fiind mulțumit că soarta noastră norocoasă ne-a scăpat timp de câteva ceasuri din brațele nesuferitei trândăvii. Până să se întoarcă inspectorul nostru, Holmes primi răspuns la telegramă. O citi și tocmai se pregătea să o vâre în carnețel când îmi surprinse privirea nesățioasă. Râse și mi-o aruncă. Nici nu știi cu ce lume bună avem de-a face, spuse el. Telegrama cuprindea o listă de nume și adrese. Lord Haringby, The Dingle, Sir George Folliot, Offshore Towers, Mr. Hines Hines, J.P. Purday Place, Mr. James Baker Williams, Fort Old Holly, Mr. Henderson, High Gabby, Reverend Joshua Stone, Nether Westling. E limpede că numai așa putem restrânge câmpul nostru de operație, spuse Holmes, fără îndoială că Baines, cu creierul lui meticulos, a și pornit-o pe aceeași cale. Nu pricep. Ei bine, dragă prietene,
Deocamdată am ajuns la concluzia că scrisoarea pe care a primit-o Guardian la masă îl chemă la o întâlnire, dacă am citit bine, și dacă pentru a ajunge la locul unde era fixat randevul trebuia să urce o scară principală și să caute a șaptea ușă pe un culoar, atunci nu există nicio îndoială că e vorba de o clădire foarte mare. Și tot atât de sigur e că această clădire nu poate fi situată la mai mult de o milă sau două de Oxshott, de vreme ce Guardian într-acolo o pornise, nădăjduind, așa cum interpretez eu faptele, să fie înapoi la Wisteria Lodge la vreme, ca să-și facă un alibi ce nu putea avea valoare decât până la 1. Cum prea multe clădiri mari nu pot fi la Oxshott, m-am adresat, după cum se vede, agenților promeniți de Scott Eccles, care i-a remis o listă a lor. Uite-le aici, în telegrama aceasta. Și tot aici trebuie să fie și soluția întregii afaceri în care ne-am vârât. Era aproape 6 când am ajuns în frumosul sat Esher din Surrey, însoțit de inspectorul Baines. Holmes și cu mine ne luasem cele necesare pentru a petrece noaptea acolo și am găsit locuință confortabilă la Hanul Bull. În sfârșit, am ieșit împreună cu detectivul spre a face o vizită la Wisteria Lodge. Era o seară rece și întunecată de martie, cu vânt pătrunzător și cădea o ploaie măruntă ce ne biciuia fețele, totul potrivit anume cu locurile pe care se desfășura și cu ținta tragică spre care ne îndreptam. Tigrul din San Pedro. După ce am mers pe jos vreo câteva zile, pe o vreme rece și posomorâtă, am ajuns înaintea unei porți înalte din lemn care dădea într-o alee mohorâtă de castani. Aleea aceasta umbrită, ocotea, oprindu-se în fața unei căsuțe negre ca smoala ce se profila pe cerul de culoare agresiei. La fereastra din dreapta ușii, la intrare, pâlpâia o lumină slabă. E un agent înăuntru, spuse Baines. Mă duc să-i bat în geam. O pornim peste peluza de iarbă și ciocăni în fereastră. Prin sticla aburită am zărit un ins, care sări ca ars de pe scaunul de lângă foc și am auzit un strigăt ascuțit. O clipă mai târziu, un gardian ne deschise ușa. Era alb ca varul, abia mai respira și lumânarea îi pâlpâia în mâna tremurândă. Ce-i Walters?" întrebă Baines stoios. Omul șterse fruntea cu batista și oftă din rărunchi ușurat. Bine că ați venit! Credeam că nu mai se termină și seara asta și nu știu dacă mă mai țin mult nervii. Nervii, Walters? Nu mi-aș fi închipuit niciodată că ai și așa ceva. Da, domnule, casa asta singuratică și tăcută și lucrul acela ciudat din bucătării sunt de vină. Când am auzit bătând în fereastră, mi-am zis că iar a venit. Cine ar fi venit iar? Diavolul, domnule, zău așa! A fost la fereastră. Ce a fost la fereastră și când? Cam vreo 2 ore de atunci. Se întunecase și eu stăteam pe scaun citind. Nu știu ce m-a îndemnat să ridic ochii, când am văzut un cap ce se uita la mine prin ochiul de jos al ferestrei. Sfinte Dumnezeule, ce mai cap! Am să-l visez și la noapte. Ei, ei, Walters, asta nu-i vorbă de polițiști. Știu, domnule, știu, dar m-a luat cu răcori, așa că ce să mai mint? Negru nu era... Dar nici alb. Culoarea asta n-am văzut-o de când sunt. Tare ciudată. Parcă ar fi turnat cineva un strop de lapte peste argilă. Și pe urmă, câtă mai capul, de 2 ori cât al dumneavoastră, domnule. Și ce mai privire, uite așa se holba la mine. Și să fi văzut șirul ăla de dinți albi, de-i fi zis că e fiară hămesită. Un deget n-am fost în stare să misc. Zău așa. Și mi s-a oprit și suflarea în piept până l-am văzut plecat. M-am năpusit afară prin tufișuri, dar, slavă Domnului, nu era nimeni. Dacă nu te-aș ști om de ispravă, Walters, ți-aș trece în fișă. Dracul în persoană să fi fost și un polițist n-are voie să-i mulțumească lui Dumnezeu că n-a putut pune mâna pe el. Sper că n-ai avut vedenii și nici că ți-au slăbit nervii. Asta cel puțin se poate stabili ușor, spuse Holmes, aprinzând lanterna de buzunar. Da, făcu el, după ce examină în grabă peluza de iarbă. Cred că purta 46 la pantof. Dacă și restul e pe măsura încălțămintei, cu siguranță că e vorba de un uriaș. Dar încotro s-a dus. Se pare că a apucat-o prin tufișuri și s-a îndreptat spre șosea. Bine, spuse inspectorul, cu o expresie gravă întipărită pe fața gânditoare. Oricine ar fi fost și orice gând ar fi avut, dus-e. Și acum avem alte treburi mai urgente. Cu voia dumneavoastră, domnule Holmes, să dăm o raită în jurul casei. Percheziția dormitoarelor și saloanelor nu duse la niciun rezultat. După cât se pare, chiriașii aduseseră prea puține lucruri sau poate chiar nimic. Tot mobilierul, până în cele mai mici amănunte, fusese luat în primire odată cu casa. În schimb, am găsit multe articole de îmbrăcăminte care purtau eticheta firmei Max & Company, High Halvern.
Poliția îi telegrafiase, dar croitorul nu știa nimic despre clientul său, în afară de faptul că era un bun platnic. Câteva nimicuri, pipe, romane, dintre care două în spaniolă, un revolver vechi cu capsă și o chitară alcătuiau proprietatea personală a chiriașului. Nimic, spuse Baines, trecând dintr-o cameră într-alta cu o lumânare în mână. Acum vă rog, domnule Holmes, să vă uitați și în bucătărie. Era o încăpere întunecoasă, cu tavanul înalt, situată în spatele casei. Într-un colț era întins un culcuș de paie, unde dormea pe semne bucătarul. Pe masă se îngrămădea un vraf de tacâmuri și farfurii murdare, resturile de la masa din seara trecută. Ia uite, spuse Baines, ce părere aveți? Ridică lumânarea. Văzurăm un obiect extraordinar în spatele bufetului, dar era atât de boțit, de zgârcit și de veșteșit, încât nu puteai ști ce e. Atâta doar că era negru, părea să fie din piele și aducea a om, a pitic. La început, când l-am cercetat, mi s-a părut că e mumia unui prunc negru. Pe urmă mi-am zis că e vreo maimuță zbârcită și uitată de vreme. Până la urmă, am rămas cu îndoiala dacă era animal sau o ființă umană. Un brâu dublu de scoice albe îi era petrecut pe după mijloc. Foarte interesant, zău așa, foarte interesant, spuse Holmes, uitându-se la moaștele acelea care îți făceau părul măciucă. Altceva? Baines se duse în tăcere la chiuvetă și întinse lumânarea. Înăuntru zăcea hoitul unei păsări mari și albe, sfârtecate cu sălbăticie în bucăți, dar cu penele pe ea. Holmes arătă spre bărbuța capului ce fusese desprins de trup. Un cocoș, spuse el. Foarte interesant. E un caz tare ciudat. Dar domnul Baines își păstră surpriza cea mai înfricoșătoare până la urmă. Trase de sub ghiuvetă un lighean de zinc plin de sânge. Pe urmă, luă de pe o masă farfurioară pe care erau grămădite rămășițe de oase carbonizate. Nu știu pe cine l-au ucis și l-au aruncat în foc. Toate astea le-am scos din sobă. A venit și un doctor azi dimineață. Spunea că nu sunt rămășițe omenești. Holmes zâmbi și-și frecă mâinile. Vă felicit, inspectore, că ați dat peste un caz atât de deosebit și plin de învățăminte. Fără supărare, dar am impresia că însușirile dumneavoastră sunt mai presus decât ocaziile ce vi se oferă. Ochii mici ai inspectorului Baines clipiră de plăcere. Aveți dreptate, domnule Holmes. Aici, în provincie, putrezim. Un caz ca acesta e o ocazie unică și sper să nu o scap. Ce părere aveți de oasele acestea? Cred că e vorba de un miel sau de un ied. Și cocoșelul alb? Ciudat, domnule Baines, foarte ciudat. N-am mai văzut așa ceva de când sunt. Da, domnule, ciudați oameni au mai stat în casa asta și ciudate obiceiuri. Unul a murit. L-au urmărit cumva ceilalți ca să-l ucidă? Dacă e așa, punem noi mâna pe ei. Toate porturile sunt supravegheate. Eu însă cred că altfel stau lucrurile. Da, domnule, după mine altfel stau lucrurile. Așadar, aveți un punct de vedere? Am de gând să rezolv singur problema, domnule Holmes. E vorba de reputația mea. Dumneavoastră sunteți cineva, eu însă mai am până acolo. Aș fi fericit să pot spune că am rezolvat cazul de față fără ajutorul dumneavoastră. Holmes râse, bine dispus. Bine, bine, inspectore, fiecare cu drumul lui. Rezultatele mele vă stau în permanență la dispoziție, dacă doriți. Și acum, cred că nu mai am ce vedea aici și că mai multe voi afla în altă parte. Au revoir și noroc. Aveam eu semnele mele, care altuia i-ar fi scăpat, că Holmes adumecase o urmă bună. Pentru un observator oarecare, detectivul nu era mai puțin rece ca de obicei și totuși ombre de neliniște, încordarea din privirile lui aprinse și mișcările mai vioaie îmi spunea că intrase în horă. Ca de obicei, nu scoase o vorbă, iar eu nu l-am întrebat nimic. Mi-era de ajuns că luam parte la joc și că îi puteam da umilul meu ajutor, fără să mai tulbur zadarnic creierul acela concentrat în gândurile lui. Aveam să aflu totul la timp. Am așteptat, prin urmare, dar, spre marea mea dezamăgire, în zadar. Trec o zi și încă una, dar prietenul meu rămânea pe loc. Într-o dimineață plecă în oraș. Întâmplător, am aflat că s-a dus la British Museum. Atâta tot. Încolo, zilele și le petrecea preumblându-se ceasuri întregi de unul singur sau pălăvrăgind cu bârfa satului, noilui prieten. Cu siguranță că o săptămână la țară n-are să strice, Watson, făcu el. Știi ce plăcere e să vezi primii muguri verzi pe tufișuri și mățișorii alunului? O săpăligă, o cutie de tavlă și un manual elementar de botanică. Și habar n-ai ce vacanță plină de învățăminte petreci. Rătăci de colo-colo cu echipamentul acesta, dar când se întoarse spre înserat, nu păru să fie adus prea multe plante cu el. În hoinărelile noastre am dat întâmplător peste inspectorul Baines.
Fața lui grasă și roșie se încreți într-un zâmbet și ochii lui mici sclipiră când îl salutară pe amicul meu. Nu ne pomeni mai nimic despre cazul nostru, dar din puținul pe care ni-l împărtășise, am înțeles că nici el nu era nemulțumit de calea pe care o apucaseră lucrurile. Trebuie totuși să recunosc că am rămas surprins când, la vreo 5 zile de la crimă, deschizând ziarul de dimineață, am văzut un titlu cu litere groase. Misterul din Oxshott, o soluție. Criminalul bănuit a fost arestat. A vederea acestor rânduri, Holmes sări de pe scaun ca ars. Ei, drăcie, exclamă el, nu cumva Baines l-a arestat? Mare emoție a provocat în Isher și în împrejurimi vestea că ieri seară a fost operată o arestare în legătură cu crima de la Oxshott. Se știe că domnul Guardian de la Wisteria Lodge a fost găsit mort la Oxshott Common, cadavrul purtând urme de deosebită violență, și că în aceeași noapte servitorul și bucătarul s-au făcut nevăzuți, fapt care părea să indice că autorii crimei. S-a exprimat părerea, nedovedită încă, potrivit căreia avea valori în casă și că mobilul crimei fusese jaful. Inspectorul Baines, care a fost însărcinat cu acest caz, a făcut tot ce i-a stat în putință ca să descopere ascunzătoarea fugarilor, pe care avea toate motivele să-i bănuiască și că n-au ajuns prea departe, și că se țin în vreo vizuină pregătită din vreme. Era însă sigur de la început că îi va descoperi, deoarece, din declarațiile unor furnizori care îl zăriseră pe geam, bucătarul avea o înfățișare pur și simplu izbitoare, o namilă de mulatru hâd și galben la față, cu trăsături pronunțate, negroide. Omul a fost văzut și după crimă, fiind și urmărit de gardianul Walters în acea seară, când s-a aventurat până la Wisteria Lodge. Inspectorul Baines este de părere că vizita aceasta avea un scop anumit și că prin urmare se va repeta. De aceea a evacuat casa, întinzând o cursă în tufișuri. Omul s-a lăsat prins, fiind capturat după o luptă în care sălbaticul l-a mușcat pe gardianul Downing, rănindu-l grav. I s-a dat a înțelege că atunci când prizonierul va fi adus în fața instanței, poliția va cere un termen și că se va aștepta ca arestarea lui să aducă elemente noi. Trebuie să-l vedem imediat pe Baines, a adăugat Holmes, luându-și pălăria. Tocmai bine îl prindem când pleacă. O apucă în grabă pe ulița satului și, așa cum ne așteptam, îl prinserăm chiar în clipa în care pleca de acasă. Ai citit ziarul, domnule Holmes? Întrebă el, arătându-ne un exemplar. Da, Baines, l-am citit și te rog să nu-mi iei nume de rău, dar că am să-ți atrag atenția asupra unui lucru. Să-mi atrageți atenția, domnule Holmes? Am cercetat și eu cazul acesta cu destulă băgare de seamă și nu sunt convins că ești pe calea cea bună. N-aș vrea să te aventurezi prea departe dacă nu ești prea sigur. Ești drăguț din partea dumneavoastră, domnule Holmes. Crede-mă că vorbesc spre binele dumitale. O clipă mi se păru că zăresc un tremur în ochii mici lui Baines. Ne-am înțeles doar că fiecare merge pe drumul lui. Asta și fac. Foarte bine, spuse Holmes. Nu mi-o lua nume de rău. În niciun caz. Sunt sigur că aveți intenții bune, dar fiecare cu sistemul lui, domnule Holmes. Dumneavoastră aveți unul și poate că și eu. Nu mai spun nimic. Eu unul am să vă comunic tot ce știu. Omul ăsta este o adevărată fiară, puternic ca un taur și sălbatic ca un diavol. Mai să-i mestece de-a binelea degetului Downing până să-i vină oamenii de hac. Abia de îndrugă vorbe englezești și n-am putut scoate de la el decât un mormăit. Și aveți dovezi că și-a ucis stăpânul? Nu-mi spus asta, domnule Holmes. Fiecare cu metodele lui. Dumneavoastră cu ale dumneavoastră și eu cu ale mele. Așa ne-am înțeles doar. Plecară. Nu-l pricepe omul ăsta, spuse Holmes ridicând din umeri. Am impresia că a luat o razna. Bine, fie cum vrea el, fiecare pe drumul lui și să vedem ce-o ieși. Dar e ceva cu inspectorul Baines ce nu pricep. Ia și ezi, Watson, făcu Holmes, după ce ne întoarsem acasă la Bull. Vreau să te pun în curent cu situația, pentru că s-ar putea să am nevoie de tine astă seară. Să vezi și tu cum s-au desfășurat lucrurile, atât cât le-am prezentat destul de simplu. Nici nu știi câte piedici mi s-au ridicat în cale când s-a pus problema operării unei arestări. Mai sunt goluri în această privință care ar trebui umplute. Și acum să ne întoarcem la biletul pe care l-a primit Guardian în ultima lui noapte. Teoria lui Baines că servitorii ar fi fost amestecați în afacerea asta nu stă în picioare, deoarece însuși Guardian a potrivit în așa fel lucrurile încât Scott Eccles să fie de față, fapt care nu poate fi explicat decât prin necesitatea unui alibi. Prin urmare, Guardian era cel care a pus ceva la cale în seara aceea. O crimă pe semne, de unde i s-a tras moartea.
O crimă, zic, deoarece numai cine are de gând să comită o crimă ține să-și asigure un alibi. Cine așadar e mai probabil să-i fi luat viața? Cu siguranță, cel împotriva căruia pusese crima la cale. Până aici, cred că suntem pe teren sigur. Acum ne putem explica și dispariția personalului lui Guardian. Toți erau complici la această crimă misterioasă. Dacă le izbutea, Guardian se întorcea acasă. Orice bănuială ar fi fost risipită prin mărturia englezului și totul era în ordine. Dar încercarea era primejdioasă și dacă Guardian nu se întorcea la o oră anumită, s-ar fi putut ca el însuși să-și pierdut viața. De aceea s-au înțeles ca în acest caz oamenii să se ascundă într-un loc dinainte stabilit, unde să scape de anchetă și de unde să încerce din nou. Asta ar explica în întregime cele petrecute, nu-i așa? Toată țesătura aceea inexplicabilă părea să se desfășoare acum limpede dinaintea mea. Ca de obicei, m-am mirat că nu-mi dedusem și singur seama. Dar de ce s-a întors unul din servitori? E ușor de presupus că în zăpăceala fugii a uitat ceva la care ținea mult și de care nu se putea despărți. Asta ar putea explica stăruința lui. Ce zici? Și mai departe? Mai departe urmează biletul pe care l-a primit Guardian la masă. O dovadă că mai avea un complice. Ei, dar unde se afla complicele acesta? Ți-am spus adineauri că nu putea fi vorba decât de o clădire mare și că asemenea clădiri sunt puține prin împrejurim. Primele zile în sat mi le-am petrecut rătăcind de colo-colo după plante pentru ierbar. Printre picături am pornit și în recunoaștere, cercetând toate clădirile mari și interesându-mă despre familiile locatarilor. Una singură, doar una, mi-a reținut atenția. E vorba de vechea fermă, High Gabby, de pe vremea regelui Iacob, situată la o milă de Oxshott și la mai puțin de o jumătate de milă de locul tragediei. Celelalte conace aparțin unor oameni respectabili și nesărați, care duc un trai lipsit de orizont. În schimb, domnul Henderson de la High Gabby este, după cum spunea lumea, un om neobișnuit, căruia nu m-aș mira să-i se întâmple cine știe ce lucruri ciudate. Așa că mi-am concentrat atenția asupra lui și a personalului casei. Bizară turmă Watson și mai bizar decât toți e omul nostru. Am izbutit sub un pretext destul de plauzibil să-l văd, dar mi s-a părut că citesc în ochii lui negri, vârâți în fundul capului și cu privirile pierdute, că își dă prea bine seama de ce am venit. E un bărbat de 50 de ani, în plină putere, vioi, cu păr cenușiu și sprâncene negre stufoase. Are mersul unei căprioare și aerul unui monah. Un om fioros, despotic, sub al cărui chip tăbăcit se ascunde o fire aprinsă. Ori e străin, ori a trăit multă vreme la tropice, pentru că e galben la față și uscat, deși vânos ca o piele de bici. Prietenul și secretarul lui, domnul Lucas, e cu siguranță străin. Are fața de culoarea ciocolatei, e șiret și felin ca o pisică, iar vorba e blândă și pare stăruitor de miroasă. Vezi, prin urmare, Watson, că am și dat peste două grupuri de străini. Unul la Wisteria Lodge și altul la High Gabby. Așa că golurile noastre încep să se umple. Iată doi oameni, buni prieteni, alcătuiau nucleul familiei, dar mai există cineva care ar trebui să ne fie deocamdată de și mai mare folos. Henderson are doi copii, două fetițe de 11 și 13 ani. Guvernanta lor e oarecare doamnă Burnett, o englezoică de vreo 40 de ani. Mai e și un servitor credincios. Micul grup alcătuiește o adevărată familie, pentru că oamenii noștri călătoresc pretutindeni la oaltă. Henderson, mare amator de călătorii, e veșnic pe drum. Abia sunt câteva săptămâni de când s-a întors la High Gabby după o lipsă de un an. Aș mai putea adăuga că e putră de bogat și că își poate satisface orice capricii fără greutate. Cât despre rest, mișună de majordom, lachei, servitori și obișnuitul personal casnic care se îmbuibă fără să muncească, pe care îl găsești în toate conacele englezești. Acestea le-am aflat parte din gura satului, parte în urma cercetărilor pe care le-am întreprins chiar eu. Nu există oameni de care să te poți folosi mai bine decât servitorii alungați. Și eu am avut norocul să-mi iasă în cale. Zic noroc, dar să știi că nici peste el n-aș fi dat dacă nu l-aș fi căutat. Cum spune Baines, fiecare cu sistemul lui. Și sistemul meu mi-a dat posibilitatea să-l descoper pe John Warner, fostul grădinar de la High Gabby, pe care trufașului stăpân l-a dat afară într-un moment de furie. La rândul lui, el are prieteni printre celelalte slugi. Toți oamenii aceștia se tem de stăpânul lor și nu-l pot suferi. Așa se face că am putut găsi cheia secretelor acestei familii. Ciudați oameni, Watson! Nu zic că am dezlegat toată taina, dar oricum, ciudați oameni! Casa are două aripi, într-una stă personalul, în cealaltă familia.
Între ele nu există nicio legătură în afară de valetul lui Henderson, care servește la masă. Toate cele necesare sunt aduse la ușă de comunicație. Nici guvernanta și nici copiii nu prea ies. Doar uneori, în grădină. Cât despre Henderson, nu umblă sub niciun cuvânt singur. Secretarul lui, întunecat la față, îi este ca o umbră. Mergea vestea printre servitori că s-ar teme cumplit de ceva. Și-a vândut sufletul diavolului pentru ani, spunea Warner, și acum își așteaptă creditorii după cei al lui. De unde vin și cine sunt, nimeni nu știe. Sunt tare aprinși la furie. În două rânduri, Henderson și-a bătut oamenii cu cravașa. Dacă nu ar fi avut portofelul bine garnisit și nu ar fi plătit din gros, mă nimerea și în fața justiției. Și acum, Watson, să vedem cum stau lucrurile după ce am aflat aceste date noi. Să zicem că scrisoarea a fost expediată din casă la acea dată, ci că îi se cerea lui Guardian să pună în aplicare planurile stabilite. Cine a scris-o? Cineva dinăuntru. O femeie. În afară de domnișoara Burnett, guvernanta, nu văd cine. Toate presupunerile noastre par să o indice pe ea. În orice caz, să acceptăm presupunerea aceasta ca ipoteză și să vedem unde poate duce. Pot să adaug că vârsta și felul de a fi al domnișoarei Burnett confirmă bănuiala mea de la început, că în cazul nostru orice intrigă amoroasă e exclusă. Dacă ea a scris biletul, pe semne că era prietenă și complice cu Guardian. Atunci, cum o fi reacționat la auzul morții lui? Dacă și-a pierdut viața în timp ce punea la cale o ticăloșie, nu va scoate o vorbă. Cu toate acestea, trebuie să fi strâns ea destulă obidă în suflet împotriva celor ce l-au ucis și cred că ar da o mână de ajutor ca să se răzbune pe ei. Ce-ar fi să o căutăm și să încercăm să ne folosim de ea? Acesta a fost primul meu gând. Încolo, altă nenorocire. Domnișoara Burnett n-a mai fost văzută din noaptea crimei. Parcă a intrat în pământ din seara aceea. Mai trăiește? Poate că și-a găsit sfârșitul odată cu prietenul ei pe care l-a chemat la întâlnire. Sau, poate că nu a fost orchestrată. Acestea sunt faptele pe care urmează să le stabilim. Cred că îți dai seama cât de încurcate sunt lucrurile, Watson. Nu avem nicio bază să emitem un mandat de arestare. Dacă ne-am umilit unui magistrat, totuși afodajul nostru ar părea pur și simplu fantezist. Dispariția femeii nu spune nimic, de vreme ce în casa ciudată se întâmplă ca unii locatari să nu se arate câte o săptămână în șir. Și s-ar putea ca în clipa aceasta viața să-i fie în primejdie. Tot ce pot e să supraveghez casa și să pun omul pe Warner de pază la poartă. Da, nu o să lăsăm lucrurile așa. Dacă legea nu poate nimic, trebuie să ne luăm noi răspunderea. Și ce propui? Știi unde are dormitorul? Dacă te urci pe acoperișul unui hangar, poți să ajungi până în el. Ce îi zice dacă am încercat să pătrundem astă seară chiar în inima misterului? Trebuie să mărturisesc că nu era o propunere prea ambietoare. Clădirea veche, învăluită în acea atmosferă a crimei, locatarii ei ciudat și atât de fioroși, primejdiile care pândeau prin împrejurim și faptul că trebuia să călcăm legea, toate acestea erau menite să-mi astâmpere zelul. Dar era ceva în raționamentul rece al lui Holmes care mă împiedica să dau înapoi de la aventurile la care mă chema, oricare ar fi fost ele. Alt chip de a găsi o dezlegare nu era și eu o știam. I-am întins mâna în tăcere. Zarurile au fost aruncate. Dar nu ne fu dat ca ancheta noastră să se încheie într-un chip atât de aventuros. Era vreo 5 după amiaza și umbrele serii de martie începuseră să se lase, când un țăran nespus de tulburat se năpusti la noi în cameră. S-au dus, domnule Holmes, o plecat cu ultimul tren. Ana a izbutit să scape și eu m-a dus-o cu brișca. Minunat, Warner, exclamă Holmes sărind în picioare. Watson, golurile încep să se umple. Întrăsură zăcea o femeie aproape leșinată, de slăbiți ce erau nervii. Chipul ei ascuțit și tras purta urmele unei întâmplări cumplite prin care trecuse. Capul îi atârna în piept, bălăbănindu-se într-o parte și într-alta, și când își ridică fruntea, întorcându-și ochii ei năuci spre noi, am văzut că în mijlocul irisului cenușiu și dilatat, pupilele negre erau cât gămălia. Fusese drogată cu opiu. Am stat de pază la poartă, așa cum i-ați spus, domnule Holmes, făcu omul nostru, care nu era altul decât grădinarul alungat. Când trăsura a ieșit, m-am luat după ea până la gară. Domnișoara Burnett mergea ca în vis, dar când au încercat să o urce în tren, și-a venit în fire și s-a împotrivit. Au împins-o în vagon, dar ea a izbutit să scape. Atunci i-am dat o mână de ajutor, am aruncat-o în brișcă și iată-ne. N-am să uit cât o-i trăi tipul acela de la fereastra vagonului când am dus-o de acolo. Mult nu mai apucam eu dacă îi picam în labă diavolului ăla galben cu ochii de zmoală, te bagă în trăcori. Am dus-o sus și am întins-o pe sofa.
Câteva cești de cafea tare au alungat curând fumurile narcoticului. Holmes trimise după Baines și îi spuse în câteva cuvinte despre ce e vorba. Ei, dar mi-ați adus tocmai dovada pe care o căutam, spuse cu căldură inspectorul, strângându-i mâna prietenului meu. Amândoi am pornit pe aceeași urmă. Ce face? Îl urmăreai pe Henderson? Sigur, domnule Holmes. Pe când dumneavoastră vă târați prin tufișurile de la High Gabby, eu stăteam cocoțat într-un copac din livadă și v-am văzut. Ne rămânea de văzut cine găsește mai întâi probele. Atunci, de ce l-ai arestat pe mulatru? Baines chicotii. Eram sigur că a mințit că e bănuit și de aceea se va da la fund și nu va mai face nicio mișcare cât timp se va socoti în primejdie. Am arestat un nevinovat ca să-l fac să creadă că nu ne interesează. Eram convins că va profita de ocazie să plece, dându-ne astfel posibilitatea să punem mâna pe domnișoara Burnett. Holmes își lăsă mâna pe umărul inspectorului. Ai să ajungi departe. Ai instinct și intuiție, spuse el. Baines se îmbujoră de plăcere. Toată săptămâna a stat un om de-al meu în civil, de pază la gară. Ori încotro ar apuca-o de la High Gabby, nu-i scăpa din ochi. Pe semne însă că nu voia să-i piardă când s-a smuls domnișoara Burnett din mâna lor. Oricum, omul dumneavoastră a izbutit să o scoată de acolo și totul s-a sfârșit cu bine. E limpede că nu putem opera nicio arestare fără mărturie ei. Cu cât o obținem mai repede, cu atât mai bine. Se simte mai bine, spuse Holmes, uitându-se la guvernantă. Dar, ia zi, Baines, cine mai e și Henderson ăsta? Henderson, răspunse inspectorul, e Don Murillo, căruia pe vremuri îi se spunea tigrul din San Pedro. Tigrul din San Pedro! Într-o clipă mi-a fulgerat prin minte toată povestea acestui om. Ajunsese de pomină. Era cel mai desfrânat și mai sângeros tiran din cât ajunseseră vreodată la cârma unei țări ce se pretindea civilizată. Forța, curajul și hotărârea erau destule virtuți ca, vreme de 10-12 ani, să-și facă viciile netrebnice lege, pe spinarea unui popor îngenunchiat. Numele lui trezea spaima în toată America Centrală. La capătul acestor ani a izbucnit o răscoală generală împotriva lui. Dar, pe cât era de crud, pe atât era de șiret. Și, la primele zvonuri de răzmeriță, și-a expediat în taină comorile pe un vas cu un echipaj credincios. A doua zi, când insurgenții au năvălit în palat, cuibul era gol. Dictatorul, cei doi copii ai lui, secretarul și averea le scăpase printre degete. Din clipa aceea s-a făcut nevăzut și identitatea sub care se ascundea a fost adeseori obiectul comentariilor presei. Da, domnule, Don Murillo, tigrul din San Pedro, spuse Baines. Dacă vă veți interesa, veți afla că steagul țării e verde cu alb, cum scria în bilețel. Don Murillo și-a schimbat numele în Henderson, dar i-au luat urma la Paris, Roma și Madrid, până la Barcelona, unde a debarcat în 86. De atunci l-au căutat întruna ca să se răzbune, dar abia acum au dat de el. L-au descoperit anul trecut, intervenind domnișoara Burnett, care se ridicase și le urmărea cu atenție conversația. Au încercat încă o dată să-l ucidă, dar vreun duh necurat l-a ferit. Și acum din nou, Guardian, cel cu sufletul atât de ales și atât de viteaz, a căzut, iar Dihania a scăpat. Dar va veni altul și altul până când într-o zi se va face dreptate. Sunt tot atât de sigură, precât știu că mâine va răsări soare. Mâinile îi se încleșteară, iar chipul ei, obosit, se făcu alb ca varul de atâta ură adunată în suflet. Da, cum de-ați intrat dumneavoastră în afacerea asta, domnișoara Burnett?" întrebă Holmes. Cum se face că dumneavoastră, ca englezoaică, vă amestecați într-o asemenea crimă?" Pentru că altă cale de a aduce dreptate în lume nu există. Ce le pasă legilor britanice de valurile de sânge vărsate cu ani în urmă în San Pedro?" sau de tezaurul acela pe care l-a furat și l-a adus cu el pe vas. Pentru dumneavoastră, parcă ar fi crime comise pe altă planetă. Noi însă știm. Știm care e adevărul. Am învățat în chinuri și suferințe. Pentru noi nu e în tot iadul diavol mai chicălos ca Juan Murillo și nici pace nu vom avea câtă vreme victimele lui mai strigă răzbunare. Sunt convins, făcu Holmes, că omul acesta a fost cum spuneți dumneavoastră. Am auzit cât de crud era. Dar în ce măsură v-au atins pe dumneavoastră lucrurile acestea? Voi spune tot. Politica netrebnicului acestuia consta în uciderea, sub un pretext sau nu, a oricărui om care îi se părea că ar putea ajunge cu vremea un rival primejdios. Soțul meu? Da, adevăratul meu nume e Signora Victor Durando. Era ministrul statului San Pedro la Londra. Aici m-a cunoscut și ne-am căsătorit. Om mai nobil ca el n-a existat pe lume, să fi cutreierat pământul în lung și în lat. Din nefericire,
Murillo a aflat de meritele lui, l-a rechemat sub un pretext oarecare și l-a împușcat. Victor a avut o presimțire și n-a vrut să mai ia cu el. Averea i-a fost confiscată. Iar eu am rămas pe drumuri și cu inima frântă. Apoi a urmat prăbușirea tiranului. Cum a scăpat, ați fost chiar dumneavoastră. Dar toți cei cărora le-a distrus viața, și sunt mulți, sau ale căror rude au fost chinuite și ucise de el, l-au ținut minte. S-au constituit într-o asociație care n-avea să se dizolve decât în ziua în care misiunea avea să fie împlinită. După ce s-a stabilit că falsul Henderson era de fapt fostul despot răsturnat, mi s-a dat misiunea să pătrund în familia lui și să-i țin pe ceilalți la curent cu orice mișcare a lor. Am izbutit angajându-mă ca guvernantă. Nici nu bănuia că femeia cu care sta în față la masă era soția celui pe care îl trimisese cât ai bate din palme pe lumea cealaltă. Îi zâmbeam, îmi făceam datoria față de copii și așteptam momentul. O tentativă s-a făcut la Paris, dar a dat greș. Apoi am pornit-o cu toată familia, unde dă Domnul, prin toată Europa, ca să ne pierdem urma. După un timp, ne-am întors la locuința asta, pe care o luase când a venit prima dată în Anglia. Dar și aici îl așteptau solii dreptății. Știind că se va întoarce acolo, Guardian, fiul fostului președinte al San Pedroului, l-a așteptat cu doi tovarăși credincioși din popor, toți trei animați de aceeași dorință de răzbunare. Pe lumină nu putea face nimic, pentru că Murillo își luase toate măsurile de prevenire și nu ieșea decât însoțit de Lucas sau Lope, cum îi se zicea în zilele lui de glorie. Noaptea însă dormea singur și răzbunătorul putea da peste el. Într-o seară, dinainte stabilită, i-am trimis prietenului meu ultimele instrucțiuni, pentru că omul nostru era într-una cu ochii în patru și schimba mereu camera. M-am dus să mă asigur că ușile erau deschise. O lumină verde sau albă la fereastra care dea spre șosea trebuia să-i dea de veste că totul e în ordine sau că ar fi mai bine să amâne. Din păcate, lucrurile au ieșit pe dos. Nu știu cum i-am trezit bănuielile lui Lope, secretarul. Omul s-a furișat după mine și s-a năpusit asupra mea chiar în clipa în care terminam biletul. M-a târât împreună cu patronul lui la mine în cameră și m-au judecat ca pe o trădătoare. Pe loc și-ar fi înfipt pumnalele în mine, dacă ar fi știut cum să scape de urmări. Într-un ziu, după ce s-au sfătuit îndelung, au ajuns la concluzia că prea era mare primejdia să mă ucidă. În schimb, s-au hotărât să se descotorosească pentru totdeauna de Guardian. Mi-au pus un căluș și Murillo mi-a răsucit brațul până i-am destăinuit adresa. Jur că l-aș fi lăsat să mi-l frângă de tot, dacă aș fi știut ce l-așteaptă pe Guardian. Lope a scris adresa pe biletul meu, l-a sigilat cu butonul de la manșetă și l-a trimis cu Joseph, servitorul. Cum l-a ucis? Nu știu. Atâta doar că Murillo a făcut-o cu mâna lui, pentru că Lope rămăsese de pază lângă mine. Probabil că l-a așteptat în tufișurile acelea de măceși, printre care șerpuiește poteca și l-a izbit pe când trecea. La început, au vrut să-l lasă să intre în casă și să-l ucidă, sub cuvânt că ar fi un hoț prins asupra faptului. Dar și-au spus că dacă erau amestecați într-o anchetă, numele lor ar fi fost date fără întârziere publicității, expunându-se astfel la noi atacuri. Moartea lui Guardian i-ar fi putut speria pe ceilalți, care, de teamă, s-ar fi lăsat păgubași. Și totul ar fi mers ca pe roate dacă n-aș fi fost eu la mijloc care să le cunosc faptele. Fără îndoială, au fost clipe când viața mea a târnat de un fir de păr. M-au încuiat în camere la mine și m-au terorizat, amenințându-mă cu cele mai cumplite pedepse, nuindu-mă într-una ca să mă înconvoie. Uitați-vă la tăietura asta de pumnal în număr și la brațele mele pline de vânătăi. Când am încercat să strig după ajutor de la fereastră, mi-au pus și un căluș în gură. 5 zile am stat întemnițat așa și de mâncare nu mi-au dat decât atât cât să-mi pot ține zilele. Azi după amiază mi-au adus un prânz gustos, dar abia l-am terminat și mi-am dat seama că fusese drogat. Mi-aduc aminte ca prin vis că am ajuns la trasură mai mult pe sus și că în același fel am ajuns și în vagon. Abia acolo, când să se pună trenul în mișcare, mi-am dat seama deodată că numai de mine depinde să scap. Au încercat să mă tragă înapoi și să nu fi fost omul acesta de ispravă care m-a dus la trăsură, n-aș mai fi scăpat. Acum, slavă Domnului, nu mai pot face nimic. Ascultați-mi cu toții povestea aceasta neobișnuită. Holmes fu cel care rupse tăcerea. Greutățile noastre nu s-au terminat, făcu el clătinând din cap. Etapa polițistă s-a încheiat. Acum intervine legea. Exact, i-am răspuns eu. Un avocat șiret ar putea o interpreta ca legitimă apărare. Oricâte crime s-ar ascunde în spatele acestei întâmplări, ei nu pot fi judecați decât pentru ultima. Ei, lasă, făcu Baines, bine dispus. Eu unul am o părere mai bună despre legi. Legitima apărare e una, dar să-l atragi pe om în cursă cu sânge rece ca să-l ucizi e alta.
Oricare ar fi primejdia de care te temi. Nu, nu, nu trebuie să ne socotim cu nimic vinovați dacă vom vedea pe locatarii de la High Gabby în fața primei instanțe a juraților de la Guildford. E un fapt istoric că n-a trecut mult și tigrul din San Pedro și-a luat plata. Și reți și plin de îndrăzneală cum erau, el și însoțitorul lui s-au descotorosit de urmăritor pe drum, intrând într-o casă de raport din Edmonton Street și ieșind prin poarta din spate, care dă în Curzon Square. Din ziua aceea nu s-a mai auzit nimic de ei în Anglia. 6 luni după aceea, marchisul de Mantalva și secretarul lui, signor Rulli, au fost asasinați în camerele lor de la hotelul Escurial din Madrid. Crima a fost pusă pe seama unor nihiliști și autorii n-au fost prinși niciodată. Inspectorul Baines ne-a făcut o vizită în Baker Street, aducându-ne semnalmentele celor doi, secretarul cu fața măslinie și patronul lui cu trăsături viguroase, ochii negri cu priviri magnetice și sprâncene stufoase. Nu mai era nicio îndoială că așa, cu întârziere, dreptatea se făcuse. Încurcată afacere, dragă Watson, spuse Holmes, fumându-și pipa de seară. Nu se poate să o prezinți tot în forma aceea concentrată pe care ai îndrăgit-o atât de mult. E vorba doar de două continente, de două tabere misterioase. Și pe deasupra mai există și prea respectabila persoana amicului nostru, Scott Eccles, a cărui amestec e o dovadă că răposatul Guardian se pricepea bine la intrigi și avea un puternic instinct de conservare. Merită în special faptul că în tot labirintul acesta de posibilități am izbutit, împreună cu remarcabilul nostru colaborator, inspectorul, să nu scăpăm din vedere lucrurile esențiale și să ne descurcăm pe calea aceea întortocheată pe care am apucat-o. Mai e ceva neclar? De ce s-a întors mulatrul? Cred că explicația ne poate da vietatea aceea ciudată din bucătărie. Omul e un sălbatic primitiv din pădurile San Pedroului și acesta era fetișul. Când a fugit, împreună cu tovarășii lui, să se ascundă în locul dinainte stabilit, unde se afla cu siguranță un alt camarad de-al lor, celălalt l-a convins să nu ia cu el un obiect atât de compromițător. Dar inima nu-i da pace mulatului și a doua zi s-a întors. Când s-a uitat pe geam, l-a văzut în stăpânirea lui Walters. A așteptat 3 zile, după care, pios sau mânat de superstiții, s-a dus să mai încerce odată. Inspectorul Baines, care, și red cum îl știm, în fața mea s-a făcut că nu dă importanță faptului, în fond a înțeles ce însemnătate are și a întins o cursă în care omul s-a lăsat prins. Altceva, Watson? Pasărea sfâșiată, iudeanul cu sânge, oasele carbonizate și tot misterul din bucătăria aceea ciudată? Holmes zâmbi și răsfoi carnețelul până ce dădu de o însemnare. Am stat o dimineață întreagă la British Museum, documentându-mă asupra acestei probleme, cât și în alte privințe. Uite aici, un citat din lucrarea lui Eckermann, Voodoo și religiile negroide. Adevăratul adorator al voodoo-ului nu încearcă nimic de seamă fără anumite sacrificii menite să-i atragă bunăvoința zeilor lui necurați. În cazuri extreme, ritualurile acestea iau forma unor sacrificii omenești urmate de canibalism. De obicei, victimele sunt cocoșii albi, sfârtecați de vii în bucăți sau capre negre cărora li se taie gâtul, iar trupul li se arde. Prin urmare, amicul nostru sălbatic și-a respectat cum nu se poate mai precis ritualul. E grotesc, Watson, adăugă Holmes, pe când își închidea alene carnețelul. Dar cum ți-am mai spus, de la grotesc până la îngrozitor, nu-i decât un singur pas. Sfârșit.